Ei, poftim. Acum problemă nu mai am nici parteneră, dar nu pot fi supărat că e bat și e păcat. Voi pleca acum de îndată să găsesc o altă fată și frumoasă și deșteaptă ca la public să le placă. Cine oare? Cine să fie? Stai liniștit, Mihai. Nu te răsăna greu și stai să vezi că nu te-ai făcut doar cu o parteneră frumoasă și deșteaptă, ci cu două. Doar știi cum se spune, între două nu te plouă. Dar nici bine nu te. Hai să nu mai pierdem vremea, să auzim pe toată lumea cu glas tare, să anunțăm și cu toții să cântăm că e banul școlii noastre. Bună seara, doamnelor și domnilor, stimați profesori, dragi părinți și mulți așteptații noștri bobocei. Astăzi, 10 noiembrie 2023, celebrăm cunoscuta sărbătoare de toamnă a liceului nostru, intitulată Balul Bobolșor, pentru a desemna regele și regina balului. Și, ca să facem lucrurile și mai interesante, am ales o tematică mai pentru bobocii noștri și anume Balul Mascat. Dar mai multe nu am pus să vă spun, deci de cele ce urmează. După cum v-am obișnuit, participanți la România un talent, doamnelor și domnilor, bum bum, coordonat de nimeni alta decât Maricela Alexa. Aplauze, vă rog! Celor de la Stat Minibum pentru momentele spectaculoase și sper că sunteți acum toți plini de energie. Vedeți că au terminat? Hai să-i primim călduros pentru următorul moment celor de la Pumbum. Aplauze, vă rog! Thank you.
Credeți că am terminat? Nici de cum. Înainte de a trece la următoarele momente de dans, haideți să le mulțumim celor de la Minibum. În continuare, le invităm pe celor pe Petre, Cristina și Daria pentru a ne prezenta un duo acrodens. Aplauze, vă rog! Petre și invităm și ultimul moment de la Bum Bum, Star Bum. Aplauze, vă rog! Thank you.
Să nu uităm și de al treilea jurat, Olteanu Claudia, reprezentantul Consiliului Elevii. Mulțumim jurului că și-a asumat sarcina de a ne ajuta să judecăm acest concurs. Aplauze, vă rog! Știți și voi cum orice concurse de susținut de sponsor, le vom mulțumi și celor care ne sunt alături în această ediție. Creativ, Liberia Smart Era, Avon, Katie și, în ultimul rând, Floreria Mary. Ne așteaptă o după-amiază plină de momente frumoase la care s-a muncit din greu. În acest moment, declarăm deschis palul bobocilor. Ca de obicei știți doar cum sunt femeile, se căpesc pe lezătare concluzii, nu am putea declara deschis palul bobocilor fără să numim și participanții acestea, așa că ne vor cânta și încânta în această seară. Echipa cu numărul 1, formată din Mârza Ionuț și Alexandrescu Delia. Echipa cu numărul 2, formată din Polângeanu David și Costache Samira. Echipa cu numărul 3, formată din Dobre Rare și Preda Alexia. Și echipa cu numărul 4, formată din Stan Mihai și Tita Mara. Aplauze puternice pentru ei, ne dorim succes pentru următoarele momente și suntem siguri că anul acesta s-au adunat în clasa noua cei mai deosebiți, talentați și creativi boboci. Începem acum cu prima probație, și anume prezentarea proiectelor în care fiecare echipă ne va prezenta ținuta ei și de asemenea vor încerca să ne convingă printr-un scurt discurs de ce merită titlul de rege și regina a balului. Invităm alături de noi perechea cu numărul 1, formată din Mârza Ionuț și Alexandrescu Delia. Bună ziua, mă numesc Alexandrescu Delia Andreea, elev în clasa 9, am vârsta de 16 ani.
cred că merit să câștig acest concurs, deoarece mi-am dat foarte mult silința și m-am implicat în tot ce face profil din el. Este un experiment foarte frumos și unic pentru noi. Bună ziua, mă numesc Mirza Mihainuț, am 14 ani și sunt în clasa 9-a, iar eu consider că pot câștiga acest bal, deoarece m-am implicat foarte mult în repetițiile pentru bal. Și cred că dacă voi câștiga, pot influența și următoarele generații de copii cine se înscrie în acest bal. Aplauze! Urmează pe Elia cu numărul 2, formată din Colangeanu, David și Costache Samira. Și alături de colega mea, Costache Samira, ne vom prezenta în această seară la balul mascat al claselor la 9 de la Liceul Teoretic Traian Alesu. Cu acest titlu vei inspira și alți elevi. Ești foarte bună la învățătură, creativă și veselă. Dar eu... Creșterea meritelor tale, ale eforturilor pe care le-ai depus pentru a-ți împlini visul, ești un om altruist și influențezi în bine orice colectiv în care te afli. Și până la urmă, este un lucru normal să visăm, să câștigăm balul bobocilor. E un moment unic în viață de care ne vom aminti cu drag. De aceea, cu toții merităm șanse egale la câștig, pentru că am muncit foarte mult, însă este strict decizia juriului pe care ne dorim să-l convingem că suntem cei mai buni. Continuăm cu perechea numărul 3, formată din Dobre Rare și Preda Alexia. Bună ziua! În primul rând vreau să încep prin a mă prezenta. Numele meu este Preda Alexia și am decis să particip în seara asta la acest bal, deoarece vreau să, în primul rând, să mă distrez și să îmi creez aminte frumoase alături de voi. În seara aceasta port o roche roz pudrat și, bineînțeles, nelipsită mască, deoarece este balul mascat. Întrebarea de ce cred că o să câștig Miss, am stat ceva să mă gândesc la ea, dar cred că seriozitatea mea, frumusețea și abilitățile mele mă vor ajuta și mă vor propus foarte mai sus și am nevoie și de susținerea dumneavoastră pentru asta. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mă numesc Dobre Rareș și am ales să vin la acest bal cu dorința de a încerca ceva nou. Pe mine mă recomandă amuzamentul și inteligența. Port un outfit casual în acest moment, după mează, cu niște Adidas alb și mască care nu putem lipsi. Eu cred că pot câștiga Mr. Bobov, deoarece am muncit foarte mult alături de toți participanții și am reușit să îmi dezvolt alte calități de care nu știam că am, pe care nu știam că am. Mulțumesc! Aplauze pentru Ibaro! Și ultimii, dar nu cei din urmă, perechea cu numărul 4, formată din Stan Mihai și Tița Mara. Ziua, mă numesc Tița Mara, iar astăzi, în spatele acestei vești, voi lăsa la Caragan Mistrea să se lasă la iubire. Ținuta este formată dintr-o roche bogat decorată, cu dantele brodate și mie lipsită mască, ce aduce un element de mister și a strângit limitatea specific unui bal mascat. Împreună cu mănășile, toate aduc un omaj răstorului Veniției, unde eleganța era la ordinea zilei. Întrebarea de ce cred că merit să fiți primis, mi se pare mai dificilă, dar voi încerca să răspund. Sunt o persoană ambițioasă, îmi place frumosul și voi încerca să vă impresionez cu talentul și învățișarea mea. Mulțumesc! Bună ziua, mă numesc Antonio Mihai Stan, sunt elev la clasa 9B
și am ales acest liceu nu doar pentru că este aproape, dar și pentru nivelul de învățământ pe care l-am observat la promovările din anii anteriori. Sunt o persoană dedicată și foarte muncitoare, care îi plac provocările. Sunt o fire calmă, prietenoasă, de încredere și independentă. Eu consider că noi, titlul de Mr. Boboc, pentru calitățile care le am și sunt convins că cu valorile mele personale și cu talentul și seriozitatea care o am, pot câștiga. Aici încheiem prima proba concursului. Mulțumim pericilor pentru momentele pe care le-au adus în fața noastră. Pentru că au fost convingătorii discursurile lor și pentru că am auzit cât de inteligenți și creativi sunt, invităm perechile să participe la cea de-a doua probă, și anume proba de cultură generală. Aceștia își vor demonstra istețimea și rapiditatea cu care pot oferi răspunsuri. Fiecare membru al echipei va face câte o întrebare din bol la care va trebui să răspundă într-un interval de 30 de secunde. Dacă și stimatul juriu este pregătit, putem începe proba. Când s-a înfăptuit Marea Unire? 1918. Corect. Care este formula chimică a întrebarea 6? H2O. Corect. Felicitări. Echipa cu numărul 2? Numărul 5. Chipul cărei personalități este imprimat de urmărul de 10 lei? Nicolae Iorga? Greșit. Nicolae Grigorescu. Care este cel mai mare organ al corpului? Pielea. Corect. Felicitări. Echipa cu numărul 3. Cine a compus muzica pentru imnul național României? Întrebarea nouă. Anton Pan. Greșit. Întrebarea numărul 1. Cine a pictat Capela Sixtină? Michelangelo Buonarroti. Corect. Felicitări. Echipa cu numărul 4. Întrebarea numărul 7. Care este capitala Ungariei? Budapesta. Întrebarea cu numărul 2. Care este cel mai mare fluviu din lume? Nil. Felicitări! Dacă nu știați sau nu ați observat până acum, liceul nostru se mândrește cu ele din săi talentați. Îl invităm pe scenă pe colegul nostru Andrei Chirilă, care și-a propus să ne surprindă astăzi cu interpretarea piesii la Rejurisanți, la flaut. Aplauze pentru Chirilă! Bună ziua, bună seara!
mulțumim pentru momentul oferit. E acum sunt curios să văd cine se simte norocos astăzi. Ce credeți? Este momentul pentru extragerea tomului Avon, alături de reprezentanta Stamboarendina pe care îl indicăm alături de noi pe scenă. Mulțumim sponsorului nostru, Avon, reprezentat de doamna Stan Florentina. Primul câștigător, Tenescu Ștefania, o invită pe scenă să își ridice premiul. Felicitări! Este Barboanca. O invităm pe scenă. Al treilea câștigător, Canchelare Mario Dragoș. Al patrulea câștigător în această seară este Mircea Lavinia, te invită pe scenă. Următorul câștigător este chiar Stelea Irina. Următorul câștigător este Ion Vlad Ștefan. Următorul premiu este pentru Mihaela Andrei Gabriel. Și ultimul câștigător, Mocanu Andrei. Se pare că fetele n-au avut noroc în această seară. Mulțumim sponsorului nostru, Avon, reprezentat de doamna Stan Florentina. Cred că deja le duce dorul bobociilor noștri, așa că vă invităm să-i admirați și aplaudați în cea de-a treia probă la care vor participa împreună, și anume dansul țigănesc. Aplauze pentru ei! Thank you.
La o margine de sat este o șatră de țigan. Și o țigancă rușită i-a tânjit de sucastan. Și o țigancă rușită i-a tânjit de sucastan. Cred că merită o rând puternic de aplauze pentru momentul de mai devreme. În continuare, vă invităm alături de noi pe Teodora Bădin, care ne va interpreta piesa Killing Me Softly. One now loud.
that feeling was finished, but he just kept right on drawing my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Și al belșugului talentelor, așa că invităm în cele ce urmează pe bobocii noștri care ne-au pregătit momente impresionante. Invităm pe scenă pe membrii perechii cu numărul 1, formată din Mirta Ionuț și Alexandrescu Delia, care ne vor încânta cu moment de dans. Succes! I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl, Colangeanu David și Costache Samira, care ne-au pregătit un moment de dans. Aplauze, vă rog! Thank you.
costumbre de mis padres, me salir a vacilar. Se reúnen en la barriada, dejando acá sus amores. Y se van para las villas pensando en rumba, señores. Y se van para las villas pensando en rumba, señores. Y los que no salen, se quedan con sus colegas, vacilan en la bodega, con un tanto dominó. Tomando sus laguitos, se quedan en las esquinas y hablando con la vecina, la pasan redondo. Felicitări, copii! Urmează perechea cu numărul 3, formată din Dobre Rare și Preda Alexia, care ne-au pregătit un alt moment de dans. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I'm gonna keep you up this time. I know you want me, you know I want you. Invităm pe scenă și pe ea cu numărul 4, formată din Stan Mihai, care ne va recita poezia Ce am avut de Mihai Eminescu. Ce e amor? E un lung cuiles pentru durere, căci mii de lacrimi nu-i ajung, ci tot mai multe cer. De un semn întreagă de la ea, e sufletul cel drag, încât să nu mai poți uita viața ta întreagă. Dar încă te așteaptă în prag, în umbră de unghiere, de se întâlnește drag cu drag, cu minima ta cere. Dispare și cerul, și pământ, și pieptul tău se bate, și totul atârnă de un cuvânt, soptit pe jumătate. Te urmăresc de săptămâni, un pas făcut alene, o dulce strângere de mâini, un tremurat de gene. Te urmăresc luminători ca soarele și luna, și peste zi de atâtea ori și noaptea totdeauna. Că-ți scris a fost ca viața ta, de dorul să nu încapă, că s-a cuprins asemenea lianelor din apă. Aplauze! Acum urmează Tița Mara, care ne va interpreta piesa Interstellar. Aplauze pentru Mara! Și ea, și ea, cu
Alții se oprești și vor mănânc. Eu de la primul drum de tine ajung, de ca nu știu. Unii nu se teste de trecut, alții trăiesc în viitor și atât. Eu de-a doar chipa s-o trăim, dar să ne recunoscut. Când noaptea ne cunoște iar, îmbrățișați este rar, îmbrățișați este rar. Să ridicăm o capete pe numele nostru nostru iar, și iar, și iar, îmbrățișați este rar. Să ridicăm o capete pe numele nostru nostru iar, și iar, și iar. Sincer, nu credeam că avem colegi atât de talentați. Nu subestima niciodată, dar niciodată, copiii din Alescu. Pe bune, unde mai văzut oameni așa frumoși, deștepți, talentați, ca noi? Ai dreptate, nu pot să te contrazic. Dar haide acum să le testăm o temânare cu cea de-a cincea propo, surpriză pe care l-am pregătit-o. Invităm alături prin noi pe colegii noștri pentru această ultima probă pentru care nu au fost anunțați, așa că, implicit, nu au avut cu ce să se pregătească și cum să exerseze. Așa că, haideți lângă noi. Bobocii! Nu cred că vor să mai iese, să mai lasă de acolo. Până când se decizi și restul să... Acum fiecare membru din fiecare echipă va extrage câte un bilețel în care va avea o cerință de îndeplinit. Te rog. Ești cu voce tare. Imaginăm că ai copia la un test și profesorul te-a prins. Inventează o scuză bună ca acesta să te ierte. Am o problemă personală și nu aveam cum să anunț. Ce zice juriu? V-a convins? Următorul. Ce se află în mintea ta atunci când convingi profesorul de serviciu să semneze biletul de voie? Să fiu sincer, cred că l-am prăit. Spuneau frumos și fac publicul să râdă. Știți care sunt cei mai buni actori într-un film al negru? Iulia Albu și Dan Negru. Felicitări! În numărați trei situații în care poți folosi scuza, îmi pare rău, nu mă simt bine. La școală, la muncă
și să nu ieși afară cu tovarășii. La nimeni? Spune-ne o poezie. Cățeluși cu părul transbordat, și se dure că nu pune și l-am pe speranța în cur. Foarte bine, e o poezie, nu? Anunță profesorul prezentat. Din cea la tablă. Acid sulfuric plus sodiu egal sodiu acidic cu ceva de genul. Dacă ai fi director pentru o zi la liceul nostru, ce ai schimba? Aș adăuga un program de iarnă. Adică? Să ieși, să, când e iarnă, să ieși mai devreme. Câteva minute. Ok! Mă dedic în sfârșit cu acestea pe idee proprie. O zi chelită este o zi... câștigată. Felicitări! Se pare că nici de data asta nu ne-ați dezamăgit și ați trecut cu bine și de ultima probă a concursului nostru. Felicitări, dragilor! Cu certitudine ne-ați dovedit astăzi că liceul nostru este mândru cu astfel de bogoci. O invităm alături de noi pe doamna Georgetu Mico-Bărăscu să ne încânte cu câteva melodii populare. Aplauze, vă rog! Bună ziua și bine v-am găsit! Mi-aș da sufletul din mine să le fie.
toată și mă rog la tine. Să ai frumoasă viața, sunt o mamă fericită și frute de dragul lor. Ei surata mea de soare, lumina ochilor mei. O fată părintă, ce o auzi de la mine, vreau să știu dacă stai lor, unde roate n-ați lume, și-am să le vechesc gătanea, să le fie drumul din șoi, sta și eu lângă ei, când o vrea să mă rețin, mi-aș da sufletul din mine, să le fie plântă solda, și mă rog, Doamne, la tine, să ai frumoasă viața, sunt o mamă fericită și frute de dragul lor. Ei surata mea de soare, lumina ochilor mele. Și-au plecat ori de la coasă. Ori fi plecat de acum, nu știu. Thank you.
Cerceta Micu Părăscu pentru momentul de ei. Cu siguranță ați observat că partenerul nostru lipsește, așa că îl invităm pe scenă alături de Șerban Ana, cât timp juriul centrează votul. Aplauze pentru Mihai și partenera lui, Ana.
Felicitări, Mihai! A venit și momentul mult așteptat în care desemnăm câștigătorii banii. Dar înainte de asta, dorim să le mai mulțumim încă o dată sponsorilor noștri. Creativ, librăria Smart Pera, Avon, Heidi și florăria Mary pentru sprijinul și cadourile acordate. Invităm alături de noi pe provocii participanți. Vă felicităm pentru munca depusă și pentru rezultatele frumoase pe care ați dat-o astăzi. Indiferent cine va câștiga, este de apreciat fiecare efort făcut de fiecare dintre voi. Vă rog să le acordați un rând de aplauze participanților. De aceea, le mulțumim și profesorului Diligens de la clasele a 12-a, doamna Isaac Elena și domnul Răducan Gabriel pentru implicarea lor. Profesorilor dirigenți de la clasele a 9-a, doamna Duma Laura și Danicescu Miladora, dar și elevilor de la clasele a 11-a care s-au ocupat de organizarea banului. Îl invităm alături de noi pe domnul director adjunct, Duțoiu Daniel, pentru a anunța câștigătorii premiilor acordate, dar și pentru a desemna regele și regina ediției 2023 a Balului Bobocilor. Aplauze, vă rog! Bună seara tuturor! Toamna se numără bobocii și cu adevărat se numără bobocii, pentru că în seara aceasta avem cei mai frumos boboci, nu-i așa? Aplauze pentru toți! Ne-a fost atât de greu să găsim contajul, nu ne-a dat împărțirea bine, ne-a dat cu rest, dar ne-a ieșit cea mai adevărată valoare pe care voi ați arătat-o în seara aceasta. Felicitări! Bravo! Sunteți frumoși, expresivi, ne-ați dansat, ne-ați creat o atmosferă frumoasă și de aceea vă mulțumim tuturor că în această seară ați fost alături de noi în organizarea ediției Palmei Bobocilor
2023-2024. Și să ajungem și la, și la premiere, da? Știți care este cel mai apreciat premiu? Nu bănuiți? Premiul la care ați aplaudat cel mai mult. Premiul de popularitate. Se acordă elevului părângeanul David. Bineînțeles că nu este singur, acompaniat de Tita Mara. Mergem mai departe, da? Ați văzut că ați aplaudat? V-am spus că este premiul bine, bine meritat. Premiul al treilea se acordă elevei Preda Alexia. Împreună cu partenerul Mârza Ionuț. Mai avem premiul. Premiul al doilea. Alexandrescu Delia. Împreună cu Mihai Stan. Podiumul este organizat cu premiul întâi, care merge la Tița Mara. Și Mara nu este singură, alături de David Pălângeanu. Am terminat acordarea premiilor, nu? Mai avem ceva? Mulțumesc, Miss și Mister, da? 1, 2, 3, mai crește tensiunea, da? Miss și Mister Boboc 2023, Traian Lalescu, Costache, Samira și Domnul. Să aplaudați pe toți. Ne-au creat cele mai frumoase momente. Mulțumim tuturor. Toți sunteți talentați, frumoși, deștepți. Și faceți un pas în față. Aplaudați-i, vă rog. Cu o horă, împreună cu colegilor de la clasele a 9-a, A și B și alături de dirigenților. În scenă vor intra clasele a 9-a A și a 9-a B. Bravo, copii! Thank you.
solidarizează și ne împărți. Thank you.
așa de...